șoc. Un director Pfizer face o afirmație stranie în Parlamentul European. Ce credeți că a răspuns la întrebarea? A fost vaccinul menit să-i protejeze pe ceilalți, așa cum s-a spus la început? Veți afla în direct și veți rămâne uluiți. Previziunile omului de afaceri care a adus dozatoarele în România. Celebrul Cornel Tăbăcaru ne spune spre ce ne îndreptăm, cât de grav e acest moment. E adevărat că ce urmează e mai rău, așa cum spun experții Fondului Monetar Internațional. Stă pe un munte de bani și pare să se plictisească. După eșecul propunerii de pace ruso-ucrainiene, Elon Musk s-a apucat să-i abordeze pe chinezi și taiwanezi. Cum au reacționat unii și ceilalți, aflați de la noi. România în pragul unui megascandal internațional. Dacă Olanda refuză încă o dată intrarea țării noastre în Schengen, cum ar trebui să răspundem? Verdictul în direct. Umorul președintelui Biden e cel puțin controversat. Vă oferim ultima mostră. Nu prea a râs nimeni. Incredibil ce se întâmplă în Noua Zeelandă. Numai fermier de vaci să nu fii. Putin se teme de revolta generalilor. Un ofițer rus dă din casă. Și altele. Bună seara, doamnelor și domnilor, în platou, celebrul Cornel Tăbăcaru, 1-1 în această seară. Mulțumesc! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Facem o treabă cu de toate, așa, o șaurma cu de toate, că românii sunt înebuniți după șaurma. Așa. Că e românească treaba asta. Corect! Nu e turcesc. Extrem de românesc. Românesc. Așa, începem cu o poveste care, sigur, a scandalizat lumea sau a generat fiori de spaimă, pentru că ne așteptam cu toții la tot felul de reacții din partea Rusiei. Povestea podului de la Kerci și a atentatului, a exploziei care a avut loc în weekend. Serviciul rus de securitate, FSB, a reținut 5 ruși, 3 ucraineni și armeni, nu știu câți armeni, în cazul exploziei de pe podul de peste strâmtoarea Kerci. Și ăștia rușii zic așa, domnule, organizatorul atacului terorist de pe podul din Crimea ar fi fost direcția principală de informație a Ministerului Apărării al Ucrainei, șeful acesteia, pe care deja îl știm ziariștii, că l-am tot menționat de foarte multe ori, Kiril Budanov, angajați și agenți. Dispozitiv exploziv a fost camuflat în role cu folie de polietilenă pentru construcții pe 22 de paleți, cu o greutate de 22.770 de kilograme, se arată în comunicatul de presă al FSB, citat de Ria Novosti, ca să nu fim acuzați că dăm din burtă toate datele astea. Marfa ar fi fost trimisă la începutul lunii august prin portul maritim Odessa către ruse Bulgaria. Se dă și un contract, un număr de contract, 02 din 0208-2022, între compania de la Kiev, Translogistic UALC și compania bulgară Baltex. După aia ar fi mers spre portul georgian Poti, iar apoi spre Armenia. În transfer au participat niște cetățeni ucraineni, se dau nume, etc. Văd că rușii au revenit și nu mai zic că a trecut prin România, pentru că spuneau că acest transport ar fi trecut și prin țărișoara noastră. Dar nu. Așa, dând prin Moscova, a ajuns până Moscova, s-a îndreptat spre Crimea, în dimineața zilei de 8 octombrie, un camion a explodat pe podul din Crimea, după care 7 rezervoare cu combustibil ale unui tren care trecea au luat foc. 2 trave de mașină s-au prăbușit parțial, iar suporturile arcului podului nu au fost deteriorate, numărul morților, etc., etc. Mi se pare interesant că nu îi mai menționează pe români, pentru că mă așteptam să ne menționeze acolo și tot mă întrebam cum a trecut un astfel de camion cu asemenea explozibil prin țărișoara noastră. Faptul că ucrainenii apelează și ei la ce pot pentru a-i zgândări pe ruși într-un asemenea context nu ne miră. Eu aș comenta altceva cu dumneavoastră, ca om de afaceri. Mi se pare o chestie tare. Deci după acest incident, pe care să zicem că l-au identificat, l-au secționat, asta, ăla cu ăla, cu ăla, cu ăla, rușii au bombardat luni în valoare de 500 de milioane de dolari. Astea sunt estimările. Ce vă spune dumneavoastră că om de afaceri treaba asta? La 6 luni și ceva de la debut, 7 luni de la debutul războiului. Domnul condițiile Oameni. În care oficiali europeni vorbesc în acest moment despre faptul că stocurile armatelor europene de muniție pe care ar fi putut să le trimită în Ucraina se cam epuizează. Rușii au bombardat în valoare de 500 de milioane de dolari. Bun. Eu
plec de la ce au spus unele căpetenii de la Pentagon, care au zis, nu trebuie iritat prea mult Vladimir Putin, pentru că devine paranoic, devine extrem de periculos. Ați văzut nu numai paranoia lui imediat după... Este o provocare, eu n-aș fi făcut-o. Eu n-aș fi făcut-o, nu știu, nu sunt militar. Ați faci calculul când faci o provocare asta, bă, ce obțin? N-aș fi făcut-o. Mai ales că e la două capete, că a făcut-o ăla, că n-a făcut-o ăla, că a trecut... Toate... Deci, au făcut rușii ca să da, genereze n-aș fi făcut-o. Ați văzut că după aia Medvedev a zis, bă, frate, vedeți că dacă începeți cu de-astea, nu mai considerăm că este o operațiune specială. Ne războim. Personal, eu, ca cetățean și ca om care, ca și dumneavoastră, și trăiesc aici la o jumătate de oră cu avionul, sigur, aș face tot ce este posibil ca Ucraina să-și vadă ceea ce visează cu ochii. Dar n-aș face de-astea. Repet, nu am educație militară, dar eu, ca zis, ca om de afaceri. Păi bă, nene, eu dacă îi fac lui unul o chestie, uh-huh, eu trebuie să fiu foarte atent, că degeaba dau eu așa cu lingurița în ciorbă, că dacă îmi sar două, trei picături și pe cravata mea, n-am făcut nimic. Adică... Dar dacă nu s-ar doar trei picături pe cravata ta? Mai ales. Și dacă deci, e mai mult? Da, dacă nu, ți-a făcut haina? Eu zic că astea sunt chestii fără dibăcie, cum zicem noi la țară. Fără dibăcie. Făcute ușurel așa la lopată. Iată că rușii au zis, da, stai așa atunci. Care pe care? A, că ei din, nu știu, 80 de rachete, jumate le-au oprit alea, și, dar jumate au făcut poc? Și-au făcut poc pe copii, și-au făcut poc pe parcuri, și-au făcut poc pe nu știu ce. Înțeleg că 30% din infrastructura energetică a fost afectată. A fost afectată. Și atunci, e așa, pe logica simplă. Bă, a meritat o, cu ghilimele, o paranghelie de-asta cu podul ăla să-ți moară atâția oameni? Sau tu ce ai zis? Că tu-i dărâm lui ăla podul și el de ziua, ce face? De ziua lui. Da, nu. Asta a fost un cadou. Sincer, repet, ca simplu dacă cetățean... Dacă l-au făcut ucrainenii. Da, ca simplu cetățean. Zic că a fost o mișcare nu neinspirată. Total ne la locul ei. Bate-te, frate. Du-te cu aliații, fă ce vrei. Și atenție la ultimele declarații și din America. Domnul Mădălin Ionescu, eu, normal, care sunt acolo de atâtea decenii, vorbesc zilnic cu oameni după acolo. Mai ales că Băgăcios, cum mă știți, am ceva conexii, eu nu spun la vreun nivel, și în lumea politică. Declar și lumea știe că mai știu cât un senator, cât un deputat, cât un congresman, ne descurcăm. Domnilor, vedeți că acum se bate peștele zilele astea. Știți de ce? Pentru că pe 10 noiembrie avem aceste alegeri. Corect. Și de congresmeni și de senatori. În care republicanii sunt hotărâți să fie majoritari. Nu uitați că va veni summitul lui Pește, în care la un moment dat Putin a zis, dom'le, m-aș întâlni cu Biden. Cu Biden. Sigur că președintele Biden, cu nițică întârziere, repet, nu s-a analiz politic, cu nițică întârziere a zis, nu mă voi întâlni. Dar în nițica aia întârziere au fost comentarii. Bă, se întâlnește ăsta sau nu se întâlnește? Și atunci, toate aceste chestii au devenit speculative în America, unde oamenii, mulți care se uită acum la noi, trebuie să înțeleagă un lucru. Cartea. Ați văzut, pocorul american se joacă cu două cărți. Cartea care va fi pusă pe masă și acum în toamna asta și la alegerile prezidențiale va fi războiul. Adică,
Deja republicanii, susținătorii republicani, deci vorbim de oameni din popor, popor american, din întreabă, dar unde-s banii noștri? De ce? Chestiile alea cu, domnule, le dăm ucrainenilor bani, bani cash. Bun, unde 52 sunt? De miliarde și ceva. 50, l-ați văzut. Deci, domnule, unde sunt? Mai ales că marile bănci au sezizat un aflux de cash și își pun întrebarea, de unde naiba apare cash-ul ăsta? Bun. După aceea, hai să zic, eu ca și contribuabil american, că zic, da, frate, nu știu, orice industrie, că e una care face lapte praf sau face alea, e același lucru pentru mine, că produce plus valoare, da, și așa mai departe. Dar, atenție, că deja și poporul american s-a săturat de chestia asta cu războiul, pentru că și poporului american se bagă pe gât, că aia e scumpă, aia e așa, aia e așa, aia e așa, din cauza războiului, și deja se vehiculează, cred, nu știu, cred că a apărut și în România, dar se vehiculează în presa mare că gândul și gândurile administrației americane sunt spre a micșora cantitatea de armament care trebuie trimisă în Ucraina. Că au fost câteva poziții recente dinspre Pentagon. Corect. În sensul ăsta. Și atunci, eu înțeleg că iarna. Da. Eu înțeleg că ucraineanul, săracul, cu nevoile lui și cu războiul lui, zice, dați-mi arme, dați-mi arme, dați-mi arme. Este clar pentru toată lumea că dacă nu aveau acest suport extraordinar din partea Occidentului, erau mâncați pe pâine. Și atunci stai să te întreb ca cetățean, băi, păi și dacă ăștia nu ne mai dau arme? Ăștia americani, eu vorbesc de ai mei. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și te întreb, e pe bune sau iar este un joc? Și rețineți, eu am mai spus-o și o spun, atât cât mă duce pe mine mintea. Până când nu vor trece alegerile prezidențiale din 2024, nu se va ști nimic clar, eu nu spun precis sau clar, despre soarta acestui război. Nimic. Pentru că se va juca la masa... Până în 2024? Da. Deci criza va fi până în 2024, domnul, cel puțin, 2025. Această carte este atât de bună de speculat și de democrați și de republicani încât nu o va lăsa din mână niciunul. Că alimentează războiul, că nu l-alimentează, că voi îl alimentați, stai că voi nu l-alimentați, nu o să mai știi la un moment dat cum e bine să alimentăm războiul ca să avem producție de armament, să creăm profit cu tare, sau să nu-l alimentăm. Și toată bălmăjeala asta până la urmă, că omul simplu asta vede, va ține până se vor încheia alegerile prezidențiale din America, dau scris. Foarte tare ce spuneți, pentru că urmează o declarație pe care a făcut-o azi, dacă nu mă înșel, Victor Orban, premierul Ungariei. Până atunci însă vreau să spun că aceste informații legate de arestările din cazul exploziei de la Kerch, de urmate exploziei de la Kerch, despre acestea se menționează, toate aceste informații apar într-un material extrem de interesant de pe frumentarius.ro, un site de inteligență pe care l-am mai citat și care, de obicei, înaintea altora în privința furnizării acestui tip de informații. Toate detaliile le găsiți pe frumentarius.ro. Cine a fost arestat? Pe unde a mers camionul? Pe unde s-a deplasat? Rețineți, au fost arestați și ruși în povestea asta. Deci a existat acolo o colaborare. Și ucrainieni și armeni. Cel puțin din perspectiva FSB-ului. Acum însă, prieteni, uitați-vă la această declarație. Premierul Ungariei despre finalul războiului. Doar Donald Trump poate face pace. Și cu această declarație. Pentru că vine, survine afirmațiilor pe care le-ați făcut mai devreme. E așa e sau e o aberație? Și o să vină altul care o să zică doar să vedem cine va candida de la democrație. Omul suveranist e clar simpatizant al lui Trump. E pe o anumită zonă. Le-o și mai dă ăstora din UE. Domnul. Dar e interesant că Borrell, de exemplu, care e comisar cu afacerile Uniunii Europene, cu afaceri,
Zice și el că urmează alegeri în noiembrie. Și dacă după alegerile din noiembrie, zice Borrell, dita mai comisarul european, nu vom mai putea susține la fel. Ați văzut? Contribuția acolo Ucrainei la sau eforturile Ucrainei. Ucraine. Da, împotriva Rusiei. Către asta, deci, haide să ne înțelegem. Domnule, dita mai comisarul european. A zis da, tu azi. Da, domnule. Sau este, nu, ieri în întâlnirea cu ambasadorii UE. Absolut. Da. Domnule, haide să ne înțelegem. Tonul în toată povestea asta îl dă americanul. Lăsați-mă cu Uniunea Europeană. Îl dă americanul. Și dacă americanul va zice, bă, mai ușor cu ajutoarele, o să vedeți că și ăștia fac la fel. Bă, hai să facem. Și ăștia fac la fel. Gata, nu se mai poate. Sunt deja... Nu mai ține că eu zic într-un fel, tu zici în altfel. Poate Germania să dea nițel din coadă, dar... Mai trăim și mai vedem. Acum, eu voi fi acolo de 10 noiembrie. Mă duc și eu să bag nasul. Atmosferă, că... frumos. Da, par. Să vedem, la Detroit sau în Florida. Probabil că la Detroit, unde e și fratele meu și finii mei. Eu vă zic și cred, eu nu spun sper, că nu-i treaba mea. Cred că republicanii vor câștiga această parte de alegeri. Ce înseamnă câștiga? Vor câștiga adică într-o manieră? Vor locuri, nu, într-o manieră? Păi sunt, nu știu, 30 și nu știu câți de senatori, sunt 20... Sunt alegeri parțiale. Păi sunt parțiale, acolo unde s-au îndeplinit termenele. Și pe alea goale, sunt libere. Nu, dar mă referem la o distanță masivă, adică vor lua majoritate, da, adică majoritate deci, semnificativă sau? Ei sunt numai, acum, se aleg numai o parte, unde s-au vacantat. Absolut, absolut. Dacă câți mai mulți republicani vor câștiga partea asta, gata, s-au dus la majoritate. Da, da. Și dincolo la fel. Bun. Se schimbă datele problemei. De ce? Pentru că până acum, vrem, nu vrem, da? Administrația democrată, Biden, tot ce vedem. Că o fi bine, că o fi rău, nu-i treaba mea, repet. Noi nu ne băgăm în politică. Dar a fost democrată, da sau nu? Bun. Dacă vor veni acum republicanii, care, atenție, ei zic, păi stăm așa, noi am luat majoritatea asta, că ce? Că ce? Simplu. Ca să ne pregătim alegerile din 2024. Și s-ar putea, cum zicem noi la țară, să se schimbe boierul. Da? S-ar putea să se schimbe boierul. Așa văd eu. Păi, iată ce zice premierul Ungariei. Revin, că nu vă las așa. Vă rog. Doar Donald Trump poate face pace. Acum, eu nu m-aș lega de persoană. N-am eu... Știm cu toții că Trump a afirmat în câteva rânduri că dacă era el președinte, Putin n-ar fi îndrăznit să atace Ucraina sau nu o făcea maniera asta sau găsea alte modalități. Acum, sigur, e foarte ușor să spui lucrurile astea. Corect, asta am vrut să vă spun. Generalul Grumaz zicea acum două zile aici, sau nu, aseară chiar, spunea că și Trump ar fi făcut război dacă era în locul lui Biden. Mi s-a părut o afirmație interesantă. Repet, eu sunt foarte prudent. Deci, și eu am fost, eu sunt republican, da? Eu sunt republican din partidul de profesor Mânzatu, de acolo, așa, republicanii români. În America sunt republican. Părerea mea, a mea, că chestia asta, că dacă era președintele Trump, nu se întâmpla războiul, este o poveste. Pentru că nu stau rușii, nu-i, haideți, aici e o chestie, din 2013, nu-i chiar așa, așa. Afirmația că dacă va veni președintele Trump, se va încheia războiul, face parte din campania de alegeri prezidențiale. Dar, stați așa... E, da, important. De acord, domnul Mădălin. Dar stați așa, că acum se va pune problema alegătorii, electoratul, acela, vedeți că eu evit termenul popor, nu, electoratul, vrea sau nu vrea încheierea războiului. Să vă spun și de ce. Foarte mulți vor încheierea războiului pentru că li s-a inoculat chestia asta. Bă, în California, de-aia n-aveți voie. Știți că n-au voie până la ora 9 seara să facă ciorbă, să spele rufe sau să încarce mașina electrică. Nu-i de glumă. Bun. Acum... Jesus. Da, deci ce facem? Terminăm naibii cu războiul ăsta? Dar dacă terminăm, aceste lucruri să termină și ele sau nu au nicio legătură cu războiul?
Întrebare firească. Păi vedeți? Și atunci, mare grijă, pentru că acolo nu-i ca aceea 2 ori 1 face 2, nu. Vom vedea, vom vedea. De-aia vă zic, mai calm așa, vom vedea ce va zice și electoratul. Ăsta, deci ăsta nu, acest domn, care este premierul Ungariei, acest personaj extrem de controversat, dar la care ungurii treaba țin. Lui, da. La care ungurii țin, dovadă că îl tot aleg. Treaba lui. Spune că Trump poate face pace. E treaba ce ar aduce și pace? Orban, ce, apropo ce de ce a zis mai devreme. Domnule, să zicem că vine Trump și o doar, găsește o modalitate prin care să-l convingă pe Putin să renunțe la... Ce să facă? Nu, nu. Nu. Ce să facă? Să renunțe la, la acțiunile de... Nu renunțe rusul la nimic, nu renunțe ucraineanul la nimic. Să renunțe la continuare operațiunilor militare. Păi, o, face o pauză. Îl convinge să facă cu o pauză. Cu totul altceva. Îl convinge să facă o pauză. Deci, bun. Chestia cu pauza e altceva. Iertați-mă. Take a break, man. O să-i spun. Take a break. Bă, un pic să ne facem mai ușurel cu... Mai ușurel. Așa. Deci, și îl convinge și pe Zelenski că e bine să facă și el o pauză. Am văzut o treabă. Acum... Ce se va întâmpla? Fac ăștia pauză. Nu știm când vor relua meciul. Fac pauză că vine Trump și îi convinge să facă pauză. Va fi de bine pentru noi? Nu, pentru noi, domnule, că uite, te duci o în supermarket. Acolo n-are cum să nu fie bine. Domnul Mădorin, ce ne trebuie 90 ani acolo? Ce nu mi-a plăcut? Nu, dar pentru omul de rând, pentru cash, pentru bani, pentru cash. E bine să fie liniște, dă-l naibii de război. Ama ce nu mi-a plăcut deloc, și eu i-am mai zis de vreo 3 ori, și probabil, nu știu, la Cluj s-o fi vorbit și ungurește, dar nu știu. I-am mai spus domnul ministru Dâncu, domn profesor, brei, duceți-vă bine auzi la catedră. Cum să vii, domnule, să vorbește acum? Doamne, eu îmi fac Cluj. Despre negocieri. Ce să mai negociez, bre? Ce să negociez? Zi-mi mie, că mă duc eu mâine. Ce să negociez? Ce să negocieze Donald Trump? Sau ce? Când deja mor copii, când deja e război, nu mai e o operațiune. Am văzut imagini, nu le putem, dar în formula pe care rușii au difuzat. Corect. Este imposibil, este anormal, sigur, ne pot afecta emoțional. Sper că am pus blururile necesare, am blurat acolo. Pe un ton triumfalist, la NTV, televiziune deținută de Gazprom, deja vedem imagine aici. Băieții ăștia prezintă pe un ton inimaginabil, victorios, aceste evenimente pe care le vedem acum, iar pentru că la final să arate ceea ce este inimaginabil. Dom'le, eu nu cred că e real. Eu am crezut că sunt fake-uri și cred în continuare, sper că sunt fake-uri. Să arăți pe un post de televiziune rusesc aceste imagini cum îi arunți într-o groapă niște oameni. Nu mă interesează cum sunt ucraineni sau ruși sau că e fake. Nu contează oameni, numai sugestia. Dom'le. Numai sugestia pe care o faci în momentul ăla în care arăți ce pot să se întâmple cu toți civilii din Ucraina și că uite unde suntem noi, ce putem face și arăți cum se rostogolesc niște cadavre într-o groapă, mie mi se pare inimaginabil unde s-a ajuns. Și atunci cum să negociezi, domnul Mădălin Voicu, că dumneata ești... Ionescu. Ionescu. Mădălin Voicu. Mi-au mai zis. Mădălin, mai zis, da, mai zis. M-a întrebat unul la un moment dat, domnule, cât e vioara aia, domnule? Da. Care... Domnul Mădălin Ionescu. O avei. Da. Domnule, ce naiba să negociezi, domnule, la așa ceva? Domnul profesor, las-o, domnule, cu negociatul. A, că o să se adune niște puteri de astea mari. Și o să zică, băi, Gicule, bă, ia uite tu la mine aici, ia uite tu la mine. Bă, hopa. Să zicem, la absurd, da? Că-i zice lui Zelenski, cum îl cheamă pe ăsta. Bă, ia nu-ți mai dă ție nimic, mă, hai. Nu-ți mai dau. Ia fă tu ce spun eu. Zice și lui Putin, băi, frățioare, băi, ăsta. Trecem în registru. Ia las-o și tu. Final. Că ne supărăm. Și uite cum a zis dumneavoastră. Băi, eu știu că, na, acum niciunul nu vreți să... Ăla cu teritoriile, ăla cu nu știu ce. Lasă-o. Bă, opriți-vă niță. Un an, doi, trei, mai vedem noi. Și atunci lucrurile, știți, s-a mai întâmplat în istorie. Se pot rezolva de la sine. Adică populația, ăia, după acolo... Mai închidă ăștia ochii, se mai prefacă, nu văd, cu Crimea, cu... Gata cu puștile, gata cu mortul de oameni cu tare. Cuvântul negociere este cel mai prost cuvânt care s-a putut folosi în acest moment. A, când o fi să negociem
bă, 2 metri, 1 metru și cum facem noi la prăvălie, e altceva. Tardiv. Dar acum? Tardiv un pic. Doamne! Adică a încercat un Erdogan, a încercat să-i apropie acum câteva luni și n-a ieșit nimic. Plus să mă iertați, eu n-am nimic personal, nici nu-l cunosc. Bă, dacă tu știi că tu ești ministru a unei țări, da? Tu nu ești gică pe persoană fizică, cum zice el. Și este o atitudine națională, da? Pe care noi am aprobat-o, să știe Parlamentul și președintele și ăla. Păi stai, bă, vii, tu rup tu rândul că negociezi. Ce e? Unde ne trezim? Și la armată? Dom'le, eu știu așa, eu mereu sunt, de multe ori am fost acuzat chiar, eu îmi conduc prăvăliile mele cu mână de fier. La mine nu e, v-am mai explicat, cu paharul, alba sau neagră. Du-te, nene, lasă-mă în durerea mea. Păi, bă, tu ești la armată, tu ești comandant. Păi dacă ăla vede de sub tine că tu vorbești prostii, prost o fi dacă ți-o mai asculta ordinul. Deci nu merge, domnul Mandalin, nu merge. S-a întâmplat și în Rusia, ca unii treaba dintre lor. Șefi să spună lucruri care au avut consecințe pe teren și păi. Lucruri pentru care Putin i-a pedepsit. Dar, din păcate, rușii par să o ia pe o zonă, ce puțin punct de vedere propagandistic, absolut terifiantă. Dacă au ajuns să prezinte pe un ton de, cum să zic eu, reclame la Majun, da. Genul ăsta de imagini în care îi amenință cumva pe ucraineni sau amenință toată lumea, pe toată lumea, cam ce se poate întâmpla în cazul în care mai fac secvențe precum cele de la Kerci. Iată cum se pot rostogoli unii în groapa comună și da. Au ajuns să ia groapa comună drept material, ingredient într-o postare de asta de tip propagandistic, corect. Mie mi se pare groaznic. Adică e o escaladare evidentă și cred că aici niște creiere lucide ar trebui să se implice mult mai mult. Deci vine Borel. Ăsta a început în ultimul timp, deși e acuzat că dă borelisme de astea, că face niște afirmații fără acoperire, a început să spună totuși niște lucruri. Unele sunt de bun simț. Dumne, aveți grijă că cu tot entuziasmul ăsta al vostru și că sprijinim Ucraina până la capăt și că vine summitul din noiembrie și nu știu ce, aveți grijă că sunt niște alegeri în, acolo, în Olimp. În Olimp se întâmplă lucruri. Mai de vară. Lucruri, așa. Așa că fiți atenți că nu se știe cu entuziasmul ăsta, cu heirupismul ăsta, așa. Pe de altă parte, a mai zis Borel, bă, ni se termină stocurile de muniție. O fi adevărat, nu o fi adevărat, habar n-am. Noi. Acum vreo săptămână, două, e zicea că se termină fie, și din Europa. Nu-i de bine, da? În același timp, rusul luni face o demonstrație de forță și potrivit unor estimări, care nu știu cât de corecte sunt, aflăm că ar fi cheltuit între 400 și 700 de milioane de dolari. Că o fi la mijloc undeva 500 de milioane, că o fi 380. Acum, așa. Într-o zi în care o bombardă. Eu am văzut asta. Nu-i mult, domnule. Am mai auzit că, domnule, știți, o rachetă de aia costă 18 lei, una e 16 lei cât stica de un de lemn și alta e 13 lei. Că unele sunt de navă, sunt vechi. Haideți, domnule, jumătate de miliard e foaie verde lobo de da, război. Da, stați ce zice Le Monde, uite. Ce Le Monde, zici? Dita mai Le Monde. Așa, și? Judecând după numărul de rachete așa. Trase în Ucraina de la începutul aha. conflictului, nu. De la începutul conflictului, stocurile rusești au fost în mod clar subestimate. Ați văzut? Dita mai Le Monde. Ați văzut? Da? E articol de astăzi. Citând totodată experții occidentale care consideră totuși că rezervele rusești ar fi aproape de punctul zero. Experții ăștia occidentali nu ne dau și argumentele pentru care ei presupun că ar fi rezervele rusești aproape de zero. Atât. Poate wishful thinking, cum se zice, ne dorim ca rezervele rusești să fie aproape de zero. Specialiștii ăștia zic că utilizarea nefirește de frecventă a unui număr de rachete sol-air sau de rachete antinavă, uneori chiar învechite, care sunt trimise către ținte terestre, ceea ce înseamnă că stocurile lor de rachete avansate au fost în mare măsură epuizate, arată faptul că Rusia are acces tot mai greu la componentele esențiale pentru arme de nouă generație, nu știu ce. Bun, nu știu dacă e adevărată analiza sau nu. Rușii au făcut o demonstrație de forță luni. Nu știu dacă și-au atins obiectivele, nu știu dacă au înfrânt cerbicia ucrainenilor, mi-e greu să cred. Nu, doar au arătat. Doar atât. Au arătat că încă mai au stocuri, că pot face încă așa mai ceva au soluții. Că încă mai au soluții. Ce se va întâmpla e cert că în iarna asta unii și alții își vor reface stocurile. Pentru că atât americanii au probleme, am văzut o analiză France Press de ieri, în care atrăgeau atenția că nici ăștia nu pot să producă javelin mai mult de 1000 de bucăți, pe nu știu ce, maxim 5000 și deja au trimis în Ucraina nu știu cât, deci toată lumea are nevoie de o pauză în povestea asta.
Iarna probabil va aduce o pauză, dar la anul povestea se va relua. E foarte important ce se întâmplă în noiembrie, într-adevăr, în United States of America. V-am zis. Și acum, iertați-mă numai o secundă, vis-a-vis de iarnă. Văd că tot flutură ăștia anotimpul ăsta. Și că generalul iarnă, nu e așa, m-am luat și cu un militar. I-am spus, brei, lasă-l naibii de generalul iarnă, că ăsta i-a apărat păruși când au fost atacați. Ce treabă ai, mă, tale, acu, că o să crape pietrele la Moscova? Că ce? Că ce? Trebuia să obișnuiți să crape. Nu, dar că ce? Ce are cu războiul de coalea, de la Kerch? În afară de faptul că se ia o pauză. Așa. Și că își mențin pozițiile. După aia i-a nebunit pe ăștia ai noștri și ai mei de la țară și de la Oradea. Bă, iarna, ce aveți, mă? Și dacă o fi o iarnă blândă? Bă, eu n-am văzut om. Bine, n-au nici curaj și nici nu se poate spune. Eu aici, cu dumneavoastră, până la urmă, spunem ce gândim. Că nu ne dă nimeni vreo leafă să spunem altfel. Bă, și dacă o fi, mă, o iarnă mai blândă? Așa, cum am cum a fost atunci, în 89, cu revoluția. Deci anul trecut a fost o iarnă întreagă? De-aia zic. Sau acum doar a fost o iarnă întreagă? Lăsați-o naibii de iarnă, o-n trăi și o-n vedea. Nu mai fluturați iarna asta, de a început lumea să uită pe calendar. Aoleu, domn Cornel, pita mai e o lună. Și după aia așa, lasă-le, bre, că o-n vedea cu iarna. Asta nu înseamnă că, atenție, și mi-a plăcut o chestie azi. Vă spun eu, la ureche. Să știți că mulți dintre demnitarii, eu mereu, eu am ținut cu țara mea, să știți că niciodată n-am, indiferent cât a fost de înjurat sau de iubit un președinte în țară. Bă, când a venit acolo la mine, bă, e al meu. Că bă, nu am eu, bă, treabă, e al meu din România, gata, pa. Bun, revenim. Să știți că demnitarii ăștia care o aruncă pasta că cum închid ei becurile prin ministere, nu fac rău. Lumea zice, aia bă, că-s ridicul, că... Nu, mă, nu. Să-i vină românului mintea la cap, să mai stingă naibii din ele, că asta e. Eu știu, pe vremea mea, când eram copii, tăticul ne-altoia, stinge-mă lumina, stinge-mă lumina, stinge-mă lumina. Poate și asta este o formă să ne punem nițel la adăpost. Pentru că, indiferent, cu kilobiți, cu kiloca... Ce a fost, nu va mai fi. Și spuneați dumneavoastră, chiar la începutul emisiunii, că, domne, a început, da, nu e vorba numai, ăsta este doar începutul, pentru că nimeni nu controlează. I-am auzit pe unii, nu, că avem destulă, alții, stai că n-avem destulă, unii că 15 la unii, stai că exportăm. Dom'le, totul este o vrăjeală. De ce? Pentru că nu se controlează, domnul Mădălin. Nimeni nu știe ce va fi. Nimeni nu știe cum va fi. Nimeni. Vă spun eu, logic vorbind. Vă rog. De ce spun că iarna asta va fi mai ușoară decât iarna viitoare? Iarna asta o vom trece rezonabil. Chiar dacă, din păcate, vorbim cu specialiștii din domeniul gazelor, dar vorbim cu cei din zona distribuției de gaze, deci cu aia care știu clar cât vor fi factorile, estimările sunt că vom plăti dublu față de anul trecut. Deci, oricum va fi greu, dar să ne gândim la un singur lucru. Dacă Putin rămâne în tranșee, dacă regimul rus rămâne același, dacă războiul continuă până când a venit Trump în 2024, mai e. Dacă vine Trump. Asta zic. Până atunci mai e și nu se știe ce se întâmplă. Asta e. Deci, la anul va fi mai rău. Mult mai pentru rău. Pentru că nu vor mai fi stocuri de gaze. Anul ăsta le epuizăm. Rusul se va juca în continuare cu această cădere teribilă a Europei. Borel a zis, ăsta Borel ăsta care totuși este un reprezentant al UE și a început să se vaite, să plângă. A zis că asta, Rusia și China nu mai contribuie la bunăstarea noastră economică. Corect. Se referea la UE. Da, da, așa este. S-a plâns că UE, nici, ce mai trebuie să spună? Bă, suntem vai de... important. Da, mă rog, să nu... Vai da, de... Da, da. Capul nostru. O luăm pe drumul nostru, prieteni. O luăm pe drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să rămânem la suprafață. Asta a zis-o Borel. China și Rusia nu mai contribuie la bunăstarea noastră, prieteni, pa! Pa! Deci dacă această China și dacă Rusia nu mai contribuie la bunăstarea UE, va fi o mare problemă. Stocurile de gaze se duc după iarna asta?
dacă UE nu mai importă gaze și nu mai importă gaze din Rusia, oricum apar sabotajele astea peste tot, la toate conductele, drujba, nedrujba, toate conductele astea care vin din Rusia, apar probleme și Rusia nu va mai alimenta cu gaz și cu soluții energetice Europa, ce va fi în iarna anului viitor, domnule Tăbăcaru, ca om de afaceri? Excelență. Dumneavoastră ați scăpat o vorbă foarte mare și a lume. Bă, acum ne descurcăm. Dar ce ne facem la anul? Și ați exemplificat aceste motive, aceste cauze, ca să le zic așa, oficiale. Da. Să nu uităm un lucru. Acum, populația, nu-i așa, mai are nițică slănină, mai taie. Aia. Zice, bă, Gicule, nu-i mai facem nuntă fetii, că n-avem bani. Uite, luăm din banii aia, dăm, plătim naibii curentul și o face la anul, poate o fi mai bine. Și așa mai departe. Deci fiecare, într-un fel sau altul, își va decima, își va consuma, își va cheltui resursele de tot felul. Exact. Și va apărea această chestie la anul. Care, așa cum ați spus, nu e încă 2024. Încă nu s-au tras bombii. După aceea, nu știm ce fac domnii europeni. Că eu am mai auzit niște chestii. Lasă, domnule, că nu e bă niciun, lasă, domnule. Ăia și dacă mai cad la pace, cad la pace pentru ei. Uitați că dacă cade neamțul, italianul sau nu știu cine la pace cu rusul, vine ceva la noi. Terminați-vă cu astea. Asta povestea că, domnule, știți că o cotă parte, lasă-mă, uită. Uită. Și atunci, dumneavoastră a zis acum, ca un român, și eu vorbesc tot ca un român, ce facem noi? Lasă ce face ăla. Ce facem noi? Drept pentru care ori luăm taurul de coarne și tragem așa cu creta. Păi, energie electrică, ia, de unde? Ce ați face dacă ați fi prim-ministru? Primele măsuri. Eu ce aș face, nu m-aș mai lua cu verde, cu roșu, cu toate metodele de producere a energiei electrice le-aș pune în funcțiune. Doi. Orice înseamnă asta. Orice, cu termocentrală, cu cărbun, cu... Ba, nu mă interesează. Doi. Lăsați-mă cu liberalizare. Că și eu am fost băiat de ștept vreo 2 ani și știu cum a fost. Mâine e stare de război? Este, da? Pot să declar nu știu ce? Pot, da? Terminați-vă cu intermediari. Terminați-vă. Nu știu, poate nu-i democratic, poate nu știu ce. Bă, nu știu, un an, doi... Terminați-vă cu intermediari. Asta ce înseamnă? Adică nu mai vreau. Naționalizați? Nu, dar naționalizez, domne, nimic. Nu le mai dau voie să cumpere. Uite așa că nu vreau eu. Plafonare mare. Domnul, uite așa că nu vreau eu. Da. Adică care e povestea? Așa și nu vorbesc acum de naționalizare. Da. Ce să naționalizez, domne? 2 laptopuri și 3. Haideți, domnule, lăsați. Corect, da. Okay. Bun. Chestia aia cu, domne, vin vara, cumpăr cu 200, că n-are termo, nu știu, deci care electrică. Ați exclude lanțul intermediar. La revedere! Excludere lanțului intermediar. La revedere, cu fermitate, război. Da. O să iasă lumea să ne dea cu... Ne dă. Să dea cu coasa. Terminați-vă cu toate șmecheriile astea. A! Să dea Dumnezeu să-și revină după aceea societatea. Să o ardeți pasta cu hotărăște piața. Ce vorbești, mă? Mă, tu să hotărăști piața când ți-o-i produce tu curentul tău. Când o-i avea tu 200 de eoliene ale tale și te duci la piață, acei, la Mogioroș. Și zici, bă, am curent. Cât îmi dai pe el? 3 lei, e mult. Ce e, mă, liberalizare? Băi, busere. Ce e, domnule, liberalizare? Adică curentul meu, al poporului, da? Tu îl cumperi cu un leu și mi-l vinzi tot mie cu 10 și asta e, ce e asta? Când ăla e al meu, e al meu. Adică lei de la stat? Du-te, ia, fă-ți 3 hidrocentrale. Și asta e altceva? Asta e altă vreme. Asta e liberalizare, da? Asta e mediu concurent. O să spuneți, stai, nu că... Dom'le, asta înseamnă naționalizare, ne întoarcem la... O dictatură comunistă și ce vorbești, mă, e război. Bă, e război.
Bă, suntem o cetate, da? Mă, al cui e, mă, interesul acu? Al cui? Pă, al oamenilor, că cetatea asta e locuită, firar să fie. Nu... Și caprele sărace, și alea au nevoie de nițică căldurică. Iar oamenilor, da. Trebuie să fac pentru oameni, da. Ia, băi, Parlament. Trântește două legi de urgență. De stare de urgență, da. Cum le zice, că nu mă pricep și nici nu vreau să mă pricep. Okay. Și ușurează sarcina oamenilor. Dacă noi tot o ardem pe asta, ca băieții de așteptă, care au banii la Monaco și o ardem, și o ardem, și o ardem, dar nu facem nimic, și atunci, ce pretenții să ai? Ia nu mai plătiți, bă, fac și eu cum a făcut Dana Budanu. Bă, ia nu mai plătiți. Păi nu că vine să-mi taie curentul. Hai să mor tu. Ia vină, bă, și taie curentul. Hai. Păi nu, domnule, înseamnă că dumneavoastră Încurajați, nu știu, rebeliunile. Rebeliune, nesupunere. Nesupunere, așa. Hai, bă, da. Aveți grijă, domnul tău, dacă eu sunt nesupus, că nu-ți dau ție de 10 ori costul de la poarta, de la hidrocentrală, aia cum e? Adică eu trebuie să fiu supus în cetatea mea să ce? E o întrebare de bun simț. Păi și atunci, bă, e război? E nașpa, moare lumea de frig, moare lumea de foame, n-avem căldură pentru... Poate încă nu moare de frig, poate încă nu moare de foame, okay. Dar există această perspectivă. Așa, n-avem pentru școli, n-avem pentru spitale. Pe cum adică? Du-te, bă, de aici cu piața lupește. Nu dau nume de supermarketuri, dar anul trecut, în primăvară, cu aceleași produsele cumpăram la jumătate de preț. Bun, haideți să mergem puțin pe aliment. Deci lucrurile astea se vor tot duce în sus. Domnul, dacă lucrurile merg la fel. Cu alimentele. Eu am scris și am dat un interviu la începutul verii. Este, l-a văzut lumea, a făcut aproape 1 milion de vizualizări. Nu știu cine să le dea Dumnezeu să rădă. Am spus așa, băi fraților, chestia cu prețurile e la două capete. Exact ca la Alba Neagra. Unele sunt pe bune. Pă bune! N-ai cum! Și mi-a făcut omul socoteala. Condițiile de față. Uite, da. Băi, n-a cu rele. Atâta-i folie, atâta-i aia, atâta-i aia, atâta-i aia. Să moară bine dacă fac și-o 3 lei. Două ore am auzit deoparte. Bă, dar vii tu cu intermediari. Mie îmi place domnul ministru al agriculturii. E... Da. Da, domnul e șeful. Susțin, vorba lui ceva. Băi, nene, lasă-mă cu astea. Uite, acolo, Republica Costa Rica, 5 milioane de oameni cu tare. Știți cum au făcut treburile astea, domnul Mădălin Ionescu? Prin ferme. Nu vine niciun intermediar. Toți micii producători duc marfa la cooperativă. S-au înființat cooperative, duc marfa la cooperativă și cooperativa le vinde cu 1% acolo la supermarket. Nu poți tu lunea gică de aici, de la Potigrafu, să-i ceri să ajungă el nu știu unde. Chestia asta cu mâinile crăpate a la domn ministru, astea mergeau pe vremea noastră, când și eu trebuia tovarăș să îndeplinim planul tovarăș și vom face totul să... Brei, fă cooperative. Fă cooperative. Ajută-l pe la micu. Nu-l mai zăpăci să vină intermediarii ăștia din poartă în poartă, să ia roșia aia muncită, într-adevăr, vai de mama lui, cu un leu, să o ducă el la piață, să-și pună precupețul care o vinde cu 10 lei. Bre, mă, tare, ne crezi proști? Asta se întâmplă. Lăsați vrăjeala. Și acum, nu e vorba numai de legume, fructe, cu tare. E vorba și la celelalte produse. A doua chestie, domnul Mădălin, este această mărire de preț artificială pe care o mușcă marile lanțuri de magazine, care o mușcă și în America. S-au trezit americanii în marile orașe că produse care n-au nicio tangență cu motive care le-ar scumpi, au devenit foarte scumpe la raft. Ma, cu cine să vorbești? Degeaba vorbești cu directorul de la magazin. La și domnule, e de sus. Când au ajuns, mai ales jurnaliștii, la ei de sus, au băgat-o pe aia cu politica firmei.
domnul Mădălin Ionescu. Niciunul, nici acolo, n-a fost capabil să explice, dar de ce? Nu știu. Uite, ochelare, ăștia sunt mai scumpi, să zic. Dom'le, n-a mai venit din China, ce sau? Nu! Pur și simplu, au scumpit, că ăsta-i trendul. A apărut un trend al scumpirilor. Este un trend. Da, bomori, să dau lovituri. Nu mai vorbesc de ăla cu cireașile din primele zile, de prin luna mai. Când eu mă duc în curte și în fața porții. Bă, dar tu de ce vrei, bă? 50 de lei pe chil. Păi da, atâta este. Dar de ce, bă? Ce ai făcut lui cireșul ăla tu? Că-i dat ce din curte? Domnul, vreți să cumpărați ghine, nu vreți să cumpărați tot ghine. Asta e altă chestie. În care iarăși autoritățile cântă la vioară, uneori la violoncel, o mai dau și pe contrabas și trece timpul. Vrăjeală de acolo până acolo. Da, am înțeles totuși niște măsuri. Uite, că se pot lua niște măsuri. De-aia v-am întrebat. Dom'le, dacă să fii prim-ministru, ce măsuri ați lua? Bă, mi se pare că sunt niște măsuri pentru o situație de urgență. Că este o situație specială acum. Corect. Și, într-adevăr, atunci când vom avea niște producători, nu doar distribuitori în România, de energie electrică în afară de stat, niște producători privați semnificativi, adică ăștia care vin din afară și care în acest moment reglează prețurile așa cum vor, justificând tot felul de indecizii ale statului, ale autorităților și așa mai departe, în momentul în care vom avea niște producători, da, putem vorbi de liberalizare și de o piață serioasă de energie. De acord. În care nu mai poți să vii să le spui ăstora, bă, rechiziționam sau duceți-vă de aici. Domnul că nu știu ce. Eu zic așa. În acest moment, da. Să facă domnul Daia, cum îl cheamă? Daia. Să facă domnul Daia ce am zis eu cu operativele astea. Și ăla să aibă în fiecare dimineață două camioane cu roșii, frumoase, în lădițe, adunate peste noapte, și merg eu la un supermarket de ăsta din nu știu ce țară, în care buyerul, așa se numește ăla, cumpărătorul, buyerul, directorul de cumpărări, știți că noi nu putem, că noi luăm de Poland, și să mă ducă pe mine, îmi iau și doi băieți cu mine, de ce nu vrei tu să cumperi de la mine, mă? Ia mai zi-mă o dată. Păi știți că, uite bă, le vezi camionul? Deci nu-s 3 chile, îs 30 de tone, da? Vreți lădițele, vezi cu tare? De ce nu cumperi? Păi nu, ca treaba să testăm. Deci nu vrei cu vorbă bună. Nu? Bine. Pac! Taxe vamale. Rău la frontieră. Să mă lăsați cu mafia legumelor și fructelor, că numai eu știu cum e în super depozitele astea cu taxe vamale și cu nu știu ce, da? Păi ei pe mama lor. Și atunci când va fi, păi ei pe mama lor odată. De două ori. De trei ori. Ia să vedeți dumneavoastră că se vor aduna și vor zice, bă, nu vă puneți cu tăbăcarul, că ăsta e nebun. Hai să luăm și de la el. Eu nu zic că ei nu vor aduce în continuare, că de-aia nu mai poate ăla de tăbăcarul. Dar va zice, baierul, hai să luăm și de la ăsta, adică de la domn-ministru, de la ăștia. Hai bă, să luăm și de la ăștia. Așa ce să ia, bre? Ce să ia? De la mămica din față, trei lădițe? Ha? Uite, o să vă întreb ce politician vedeți capabil să... Dar după pauză să-mi dau răspunsul. Capabil să impună astfel de măsuri în acest moment în România. Care e ăla care are aceste, să nu le zicem, înțelegeți? Ca persoană, anatomice, sau ca funcție? Sau calități... Ca persoană? Persoană, da. Persoană fizică? Persoană, nu... Okay. Am vorbit de prim-ministru. Am înțeles. Nu, ce persoană, ce personaj sigur. Politic ar fi capabil să impună genul ăsta de atitudine în acest moment, față de o serie de structuri, sisteme, care în acest moment îi cauzează mari pierderi în buzunar românului. Ne întoarcem după pauză, avem și alte lucruri de discutat, foarte tari în zona de spionaj și nu numai, dar rămânem cu domnul Cornel Tăbăcaru pe ale noastre, pentru că le zice bine, rămâneți cu noi. Ne revedem în câteva momente.